Bună ziua, dragii noștri! Vă invităm să ascultăm imnul de stat a României. Didactice, stimați părinți, stimați parteneri educaționali și reprezentanți ai autorităților locale, județene și naționale. Septembrie reînvie pentru noi toți povestea cărții, istoria școlii, emoția revederii sau freamătul primei întâlniri cu școala. Mai mult decât oricând, acest septembrie devine o sărbătoare a întregii comunități pentru că anul acesta Colegiul Național Roman-Vodă împlinește 150 de ani de existență și tot atâția ani de excelență. În numele întregii echipe manageriale al corpului profesoral, auxiliar și nedidactic, vă urez bun venit, dragi școlari, bine ați revenit, dragi elevi. Ne dorim ca anul școlar 2022-2023 să vă împlinească, să vă deschidă oportunități multiple de creștere și de învățare, să vă ofere bucuria călătoriilor de tot felul, prin știință, arte, prin universul tangibil și prin cel imaginar, spre versiunea voastră cea mai bună. Stimate cadre didactice, cu gratitudine pentru eforturile considerabile și profesionalismul probat, vă dorim un an școlar plin de reușite și sănătate, în care să căutați ce e mai bun în fiecare elev și să găsiți noi motive de împlinire profesională. Stimați părinți, să ne însoțiți, la fel ca până acum, în formarea acelor competențe care vor asigura succesul fiecărui copil,
să ascultați cu atenție întrebările celor mici și să găsiți timp pentru cultivarea încrederii, a respectului și a valorilor personale. Stimați parteneri educaționali, reprezentanți ai administrațiilor locale, județene, naționale, vă mulțumim pentru receptivitatea față de nevoile școlii și ne încredem și de aici înainte în sprijinul dumneavoastră necondiționat pentru buna desfășurare a tuturor activităților frumoase de la Colegiul Național Roman-Vodă. Aici e un mediu educațional concurențial în care calitatea și siguranța au prioritate. Performanța și inovația sunt iminente. Tuturor vă dorim multă sănătate, un an școlar rodnic cu împliniri dintre cele mai diverse, cu obiective și aspirații metamorfozate în rezultate de excepție. Un an bun tuturor! Avem oaspeți de seamă și aș vrea tare mult să vă fac cunoștință cu dumnealor și apoi să le dau cuvântul. Domnul primar al municipiului Roman, Leonarda Chiriloaie. Doamna inspector general adjunct Dana Păiuș. Domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu. Doamna deputat Oana Gianina Bulai. Domnul consilier local George Balan. Domnul consilier Curpăn. Doamna director Roxana Prisacaru, reprezentantul Poliției Municipiului Roman și colegul meu de echipă, domnul director Macovei Cătălin. Am să-i dau cuvântul domnului primar al Municipiului Roman, Leonarda Chiriloaie, roman-vodist, promoția 1991, părinte de roman-vodist, partenerul nostru cel mai implicat în toate proiectele frumoase pe care le-ați văzut de un an și jumătate, că se întâmplă zi de zi și mulțumesc personal pentru tot sprijinul și a venit momentul să mă ierte pentru toate insistențele pe care le fac zi de zi la dumnealui să ne susțină în tot ceea ce noi ne propunem. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu, cu iertatul e altcineva, de la mine o să aveți înțelegere mereu și sprijin. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi elevi, stimați profesori, dragi părinți. Mă bucur că sunt azi alături de voi la un nou început și ne manifestăm împreună satisfacția muncii împlinite. Așa cum spunea doamna director, o muncă susținută de toți deopotrivă, elevi, cadre didactice și părinți. Îi felicit pentru toată implicarea și pentru modul cum au organizat această deschidere de an școlar. Sigur, ca fost roman-vodist, am fost și voi rămâne alături de Colegiul Național Roman-Vodă, probabil cea mai importantă și de prestigiu unitate de învățământ din Roman și din regiune, alături și de altele, bineînțeles, și vreau să vă asigur de întregul meu sprijin pentru dotarea, pentru reabilitarea instituțiilor de învățământ din municipiul Roman și cu precădere a Colegiului Național Roman-Vodă, care anul acesta va sărbători 150 de ani și cred și eu, alături de dumneavoastră, că trebuie să arate pe măsura prestigiului și a rezultatelor. De aceea, împreună facem ceea ce vedeți cu toții, să aibă o față așa cum merită. În încheiere vreau să vă urez mult succes, sănătate, putere de muncă și sunt convins că împreună vom putea trece și peste momente mai dificile, dar sigur, cu drag, să împărtășim bucuria succesului. Să aveți un an fericit și cu rezultate deosebite. Mulțumim! Îi dăm cuvântul doamnei deputat Oana Gianina Bulai, roman-vodistă. Bună dimineața, dragi elevi, părinți, profesori! Ce moment emoționant, pentru că mă văd acum câțiva ani, că eram ca și voi, așteptam începerea anului școlar. Am foarte multe amintiri frumoase aici. Aici m-am îndrăgostit prima dată. Aici am dat viață primului proiect literar, revista Mușatinii, dacă vă mai aduceți aminte.
Dragi elevi, îmi doresc pentru voi să aveți încrederea să visați măreți. Părinților le doresc bucuria de a împărtăși cu cei mici realizările frumoase pe viitor. Profesorilor le doresc multă putere de muncă și sunt convinsă că sunt conștienți că sunt ca niște îngeri păzitori pentru tinerii noștri, care vor fi noi conducători de mâine. Vă doresc un an frumos, cu multe realizări, cu multe împliniri și toate cele bune. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare în parte. Mulțumesc! Mulțumim! O invit pe doamna inspector școlar general adjunct, roman-vodistă, părinte de roman-vodist, clasa a 10-a, profesor al Colegiului Național Roman-Vodă, Dana Păiuș. Bună ziua tuturor! Sunt bucuroasă că am prilejul de a vă adresa cea mai frumoasă urare a lunii septembrie. Bine ați venit la școală, dragi copii! Bine ați revenit la școală, dragi elevi! Vreau să vă urez să aveți un an așa cum vi-l doriți, un an în care să începeți să construiți amintiri ce vor dăinui peste ani, un an care să își spună cuvântul în educația voastră viitoare. Bucurați-vă de revederea cu colegii voștri, bucurați-vă de revederea cu domnii profesori și întotdeauna să știți că veți găsi aici, în acest colegiu de excepție, niște parteneri și oameni care vă vor susține întotdeauna în toate proiectele voastre. Stimați părinți, vreau să vă asigur de parteneriatul nostru funcțional, pentru că avem un obiectiv comun și anume să le fie bine copiilor noștri, să le asigurăm toate condițiile în așa fel încât să își realizeze toate visele. De asemenea, dragi colegi profesori, vreau să vă mulțumesc pentru că an de an vă reinventați, pentru că an de an reușiți să găsiți soluții tuturor provocărilor și problemelor apărute și să vă asigur întotdeauna de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Neamț pe care îl reprezint astăzi. De asemenea, să nu-i uităm pe colegii din secretariat, din contabilitate, cei care stau din umbră și vă ajută și se asigură că întotdeauna veți avea cele mai bune condiții. Un an școlar așa cum vi-l doriți. Numai bine! Mulțumim! Dau cuvântul domnului deputat Laurențiu Dan Leoreanu, roman-vodist, părinte de roman-vodist, profesor la CNRV, susținător a tuturor proiectelor frumoase pe care ne le propunem. Să rămână bună dimineața, bine v-am găsit și pentru că suntem la început de drum, am să purced prin a vă face o mică destăinuire. La sfârșitul săptămânii trecute am avut câteva acțiuni în București, sâmbătă, duminică și astăzi după amiază de asemenea aveam niște acțiuni organizatorice, așa că sâmbătă îi spun soției, cred că nu am cum să ajung la deschiderea anului școlar luni. Ea n-a zis nimic, dar ieri pe la prânz mi-a zis doar atât. Zice, cum și tu chiar nu vii la deschiderea anului școlar la Roman? Ar fi pentru prima dată când lipsești. Atunci am prins întrerupătorul, am simțit energia pozitivă, m-am aprins și iată-mă aici alături de voi, pentru că am zis că nu se poate să nu fim împreună la deschiderea anului școlar, care pentru mine este mai plină de energie și cu aduce o bucurie mai mare chiar decât începerea anului calendaristic. Pentru că aici vin părinții, copiii, cadrele didactice, personalul didactic, auxiliar, nedidactic, toți înflăcărați și toți entuziasmați, cuprinși de o energie care ne determină să avem un parcurs bun în acest an. Le voi spune copiilor, tinerilor, că dacă acasă avem cu mami, cu tati, cu frățiorii, cu surioarele, familia de suflet, aici avem în clasă cu dirigintele, cu profesorii, familia de spirit. Și bine v-ați reunit în familia de spirit, în care să vă regăsiți, să învățați lucruri frumoase și bune, cu toți cei dragi din jurul vostru, pentru că aici se vor forma primele prietenii, primele deschideri de suflet și de aici veți pleca mai încărcați de fiecare dată. Colegilor mei cadre didactice, le urez un an bun, cu succes și cu sănătate. Și aș asemui copilul cu vioara și cadrul didactic violonistul.
împreună vor putea să scoată cele mai frumoase acorduri într-o armonie în care, sigur, familia, părintele, are un rol important, pentru că doar împreună se poate asigura succesul școlar. Vreau să urez sănătate și putere de muncă personalului didactic, auxiliar și nedidactic, iar părinților puterea de a-i susține mereu pe copii, pentru că, dragii mei, cea mai mare investiție a unei familii, a unui părinte, e în copilul său. Toate vin și trec. Bunurile materiale au importanța lor de moment, dar copilul creionează traiectorii în veșnicie. De aceea vă spun tuturor mult succes, sănătate, putere de muncă și împreună la sfârșitul anului școlar să vedem că Roman-Vodă este mereu așa cum a fost. Un campion printre campioni. Mult succes tuturor, la mulți ani, un an bun și Dumnezeu să binecuvinteze acest an școlar. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor pentru vorbele frumoase, pentru emoția stârnită în sufletele noastre și vă propun să facem cunoștință cu cei mai mici. Îi voi invita pe rând să se așeze frumos pe scările bătrânului colegiu, să facă prima lor fotografie în prima zi de școală și apoi vom continua până la clasele a noua, proaspeții noștri absolvenți și elevi cu rezultate deosebite la evaluarea națională.